Sfântul Trifilie, episcopul Lefkosii, este un model din toate punctele de vedere. În el s-au îmbinat în mod fericit simplitatea și elocința, buna creștere și smerenia. Sfântul Trifilie s-a născut la Roma. Tatăl său, făcând probabil parte din aparatul administrativ imperial al împăratului Constantin cel Mare, a fost mutat odată cu schimbarea capitalei de la Roma la Constantinopol. Trifilie a fost educat atât în Constantinopol cât și la Beirut, în Libanul de astăzi. Era un tânăr admirat pentru virtutea sa creștină și pentru erudiția sa. Fiind încă tânăr, a mers împreună cu mama sa la locurile sfinte din Ierusalim și din împrejurim. La întoarcere, oprindu-se în Cipru, Trifilie a devenit întâiul ucenic al Sfântului Spiridon, episcopul Trimitundei. Pentru viața sa duhovnicească îmbunătățită, a fost înălțat la demnitatea episcopiei, devenind ierarh al cetății Lefkosii, astăzi Nicosia. A dus o viață simplă și austeră, la fel ca părintele său duhovnicesc, Sfântul Spiridon. Una dintre îndeletnicirile sale era păscutul turmelor de oi. Pentru virtutea sa, Dumnezeu l-a învrednicit și de darul facerii de minuni. Din averea moștenită de la părinți, Sfântul Trifilie a construit o mănăstire unde a fost îngropată și mama sa. După moartea sa, trupul i-a fost batjocorit de agareni, după care a fost aruncat în foc. Puținele rămășițe ale sfintelor sale moaște care au rămas au fost ascunse într-un zid și descoperite ulterior. Există o mărturie a unui pelerin rus, egumenul Daniel, care mărturisește pe la începutul celui de-al 12-lea secol că s-a închinat sfintelor sale moaște în Cipru. Despre Sfântul Trifilie aflăm informații de la mai mulți părinți și scriitori bisericești, anume sfinții Atanasie, Ieronim și Sozomen. De la Ieronim aflăm faptul că Trifilie a lăsat mai multe scrieri, între care și un comentariu la Cântarea Cântărilor. Din nefericire, nicio scriere de-a Sfântului nu a mai ajuns până la noi. Sfântul Atanasie îl laudă pentru poziția sa ortodoxă pe care a avut-o în sinodul de la Sardica, fiind alături de Atanasie în susținerea ortodoxiei nicene. Sozomen, istoricul bisericesc, laudă pe de altă parte elocința sa și cunoștințele juridice dobândite la Beirut. Învățăm de la Sfântul Trifilie că buna creștere și înțelepciunea nu sunt incompatibile cu simplitatea și viața într-o sfințenie.